Dacă vă place chitara, vă spun cu mâna pe inimă, veți rămâne sigur cu gura căscată atunci când îl veți auzi pe Baldiolier interpretând Ciocărlia la chitară. Teoretic, e imposibil să cânți pe chitară clasică Ciocărlia. Și este o piesă scrisă pentru vioară. Să o cânți pe 6 corzi ale unui instrument fără arcuș este de neconceput. Practic însă, Baldi a dovedit că imposibilul poate deveni posibil. Baldi Olier, român născut la Galați, a plecat în Israel în 1964. Avea 10 ani pe atunci și la 11 ani a ținut prima dată o chitară în mână. Cu muzica am avut pasiunea în România. Am ascultat foarte mult și se audea foarte mult. Muzica populară română era foarte, foarte mult ascultat. Pe Baldi îl atrage ca un magnet cultura spaniolă din Andaluzia și muzica flamenco. A trăit mult timp și în Spania, dar nu a uitat de România. Influența de acasă, de cei, să zicem, 6-7 ani de acasă, la mine au fost 10 ani, că la vârsta de 10 ani am plecat de România. Și mai mult. Da, mai mult. Această influență o iau cu mine toată viața. Chiar dacă când flamenco sau compun muzică, alt fel de muzică, deci dar întotdeauna se vede... Câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Să înțeleg că te urmărește și în ziua de astăzi. Da, sigur, și îmi pare foarte bine că muzica română, muzica populară română, e ceva extraordinar. O muzică foarte interesantă și foarte la nivel foarte înalt. Sânge nu a putut lăsa instrumentul deoparte și a ajuns la performanțe care au adus lumea la picioare. De concertul din România își amintește cu mare plăcere, pentru că publicul l-a uimit. Un public care are sensibilitatea să asculte și să-ți dea seama de orice notă care o cânt. Nu care ascultă așa, sunt publici care ascultă și trece muzica lângă el și... Am ascultat, am aplaudat, da, am plecat. Da, da, da. Și nu, mi-am dat seama că când am cântat în România, publicul era un public care are această sensibilitate la muzică care e necesară de a înțelege lucrul care îl asculți. Când compui muzică. Da. Îți revin imagini din România? Îți aduce aminte de anumite influențe? Din copilărie vorbim. Da, da. Te ajută în continuare. Îmi dau seama în momentul când compun ceva și ajung la o... Că când compui muzica este ca o plimbare. Încep la un punct și după aia nu știu unde te ia. Și când ajung la anumite puncte unde îmi dau seama că aici e influența română, îmi dau seama. Armonia asta care am schimbat acum cu pasajul ăsta de basuri, asta probabil că e influența care o am din România. Baldi nu e singurul muzician din familie. Cei doi băieți ai săi trăiesc viața tot în acorduri. Unul cântă la chitară și compune, celălalt are voce și știe aproape toate instrumentele. Fiecare generație trebuie să adauge ceva care nu era în generația care era în trecută. Și cea mai mare plăcere a mea ar fi să văd când copiii mei să mă depășească și să facă lucruri care eu nu le-am făcut. Asta ar fi cea mai mare plăcere. Cu ce o privește Israelul un artist român? La originea asta, el cântă și flamenco, cu influențe mediteraneene. Cum e? Aici, în Israel, lumea e obișnuită că vin oameni din multe țări. Fiecare aduce o altă cultură și se amestecă toți împreună aici și creează un lucru care se naște aici. Dar eu pot zic că publicul israelian am impresia că mă apreciază foarte mult și am aici concerte. Sălile sunt pline, bănuiesc. Da, da.
Câteodată săl mari, câteodată săl mici, dar cânt și mult în străinătate, în afara Israelului. Tot acum am fost în Grecia și mereu plecăm. Și în fiecare țară cu atmosfera ei și am o plăcere foarte mare de a prezenta arta mea, muzica mea, în multe locuri unde ajungem și cântăm.